să fie pe noi, Dumnezeule, cu har. Doamne, miluiește! Prea Sfânta curată, pe Sfânta ta, mărită stăpâna noastră, din Dumnezeu născătoarea și purrea Fecioară Maria, cu toți sfinții s-au pomenit. Oh,
vor lăuda toți cei drepți la inimă. Din faptele Sfinților Apostoli citirem. În zilele acelea, când Apollo era în Corint, Pavel, după ce a străbătut părțile de sus, a venit la Efes și, găsind câțiva ucenici, le-a zis: primiți voi Duhul Sfânt când ați crezut? Iar ei au zis către el: nici n-am auzit dacă este Duh Sfânt. Și el a spus: dar în ce v-ați botezat? Ei au răspuns: în botezul lui Ioan. Iar Pavel a zis: Ioan a botezat cu botezul pocăinței, spunând poporului să creadă în Cel și avea să vină după El, adică în Iisus Hristos. Atunci, auzind ei, s-au botezat în numele Domnului Iisus. Și punându-și Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt a venit asupra lor. Și vorbeau în limbi și proroceau. Și erau toți ca la 12 bărbați. Iar el, intrând în sinagogă, a propovăduit cu îndrăzneală vreme de 3 luni, vorbind cu ei și căutând să-i încredințeze despre împărăția lui Dumnezeu. Aceție celui ce ai citit și Duhului tău, aleluia, aleluia, aleluia. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor. A văzut Ioan pe Iisus venind către el și a zis: iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii. Acesta este despre care eu am spus: după mine vine un om care a fost înaintea mea, fiindcă era mai înainte decât mine. Și eu nu știam, dar tocmai pentru aceasta am venit eu să botez cu apă, pentru ca el să fie făcut cunoscut lui Israel. Iar Ioan a mărturisit zicând: am văzut Duhul pogorându-se din cer ca un porumbel și rămânând deasupra lui. Și eu nu-l știam, dar cel ce m-a trimis să botez cu apă, acela mi-a spus: peste care vei vedea Duhul pogorându-se și rămânând deasupra lui, acela este cel care botează cu Duh Sfânt. Iar eu am văzut și am mărturisit că acesta este Fiul lui Dumnezeu.